Care este momentul responsabilității? Care este momentul maturității? Care este momentul alegerii? Și dacă în alegerea asta pe care o avem noi și pe care o exercităm, are și Dumnezeu vreun cuvânt de spus? Are și biserica prin lucrare ei un cuvânt de spus? Unii spune, dar ce treabă are biserica în privința asta? Ce vrea copilul meu să fie? Aici nu vorbim despre biserică, eu, tu, episcopul, preotul, patriarhul, toate celelalte patriarhii tuturor patriarhatelor istorice. Nu despre asta vorbim. Ci vorbim despre acea biserică pe care o numim locul creat de Isus Hristos prin jertfa Lui, în care toți oamenii sunt cuprinși, oamenii ai credinței, oamenii ai jertfei. Oamenii ai vederii Lui Dumnezeu și oamenii ai dedicării față de Dumnezeu. Și biserica este locul acela creat de Mântuitorul Iisus Hristos prin jertfa sa și prin toată activitatea sa misionară în care oamenii pot să se mântuiască. Și atunci noi întrebăm, cam care este identitatea pe care o punem? Care este titlul pe care îl punem acestui om? Și ca să vedem care este titlul omului din biserică, trebuie să ne ducem în primul capitol din facere și să vedem acolo cum ce identitate ne dă Dumnezeu. Pentru că dacă vrem să ne dăm seama exact cine suntem, cine trebuie să fim, unde trebuie să ajungem, ce identitate avem, trebuie să ne gândim la faptul dacă avem vreo legătură cu Cel ce ne-a creat, și dacă vrem să descoperim vreo legătură cu cel ce ne-a creat. Pentru că acolo își dă seama omul exact cine este și ce are de făcut. Dacă, de exemplu, te întreabă cineva, băi, care sunt părinții tăi? Sau care este familia din care te tragi? Sau ce au făcut părinții tăi? Sau ce cu ce s-au ocupat? Ce vrea să vadă omul respectiv? Cam în ce apetis scalzi? Cam ce educație ai primit? Cam care este ereditatea ta? Cam cu ce s-au ocupat părinții tăi? Și dacă se găsesc acolo lucruri uh, frumoase, spune, băi, este dintr-un neam bun. Și dacă se găsesc lucruri mai puțin frumoase, spune, băi, omul ăsta nu a crescut într-un mediu tocmai ca lumea. Și lucrul ăsta își poate pune amprenta asupra identității lui și sociale, și sufletești, și intelectuale. În momentul în care ne gândim la Dumnezeu, avem o identitate absolut frumoasă, absolut luminoasă. Când ne spune Dumnezeu în primul capitol din facere, zice Dumnezeu Tatăl către Dumnezeu Fiul. De fapt este sfatul Sfintei Trăim, care sună așa, să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Și asta este prima traiectorie a identității noastre. Că suntem chipa lui Dumnezeu, și că trebuie să ajungem la asemănarea cu el. Și de aici, de fapt, începe să se cioplească chipul lui Dumnezeu în noi, dar la ce mod? La modul în care noi putem să recunoaștem ceea ce trebuie să fim. Pentru că noi nu suntem deocamdată chipa lui Dumnezeu, după faptele noastre. Ci suntem chipa lui Dumnezeu după ceea ce a dat Dumnezeu, atâta tot. Nimic mai mult. Și unde vedem că Adam, deși era chipul lui Dumnezeu și în discuții cu Dumnezeu, și în bucurie cu Dumnezeu și în viață cu Dumnezeu, în legătură de viață cu Dumnezeu, el începe deja să piardă acest chip și această identitate. După ce cade în păcat, după ce se întâmplă toată acea discuție, nu ținem neapărat ca să trecem în revistă subiectul. Dumnezeu are o adresare față de, Adam, față de care sună în felul următor. Adame, unde ești? Ce vrea să însemne lucrul ăsta? Nu știa Dumnezeu unde este Adam? Nu știa Dumnezeu cine este Adam? Știa cine este, creația lui. Problema este că Adam nu mai știa unde este și că Adam nu mai știa cine este. Și de aceea Dumnezeu îi spune, Adame, îl strigă întâi pe nume, ca să-și dea seama că el este creația lui Dumnezeu și după aceea îl întreabă unde ești, pe unde umbli și cum încerci să te autodefinești tu pe tine însuți în momentul ăsta. Pentru că Adam este într-o situație ridicolă. Adam este într-o situație banală. Dar în același timp, în banalitatea ei și în ridicolul ei, Adam este și într-o situație tragică pentru viața lui spirituală. El stă lângă femeia lui, nu se poate uita la ea, îi este rușine de ea, stă ascuns, a început să-și acopere părțile trupești, pentru că ele nu mai erau acoperite de slava lui Dumnezeu, de lumina lui Dumnezeu, și atunci trebuia să acoperi cu ceva sărmanul Adam. Și ăsta am cusut niște frunze de smochin o devenit, Adam designer vestimentar, prima oară, acolo, în Rai. În momentul în care Adam trăiește această rușine și acest, acest șoc, că el aștepta să fie ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul, dar el, de fapt, începe să cunoască rușinea cunoașterii față de femeia lui și față de toată creația care, astă, care în momentul ăsta devine un haos pentru el. Înainte toată creația sună armonios. Ați văzut ce se întâmplă, de exemplu, dacă am înnopta noi într-o pădure. Nu știm ce se întâmplă. ce într-o pădure, din munte. Orice zgomot pe care îl auzi în pădurea aceea, este terifiant, este șocant, este groaznic. Pentru că ești într-un loc total necunoscut. Nici nu faci parte din locul ăla, nici nu știi să-l ordonezi, nici nu știi ce ai de făcut. Și, în primul rând, nu mai știi care este sensul tău și legătura ta de viață cu locul ăla. Pentru că un om care o trăit în pădure, știi, Asta e că nu că merge ca un lup, sau aud uh, pașii lupului sau altfel. Sau aud, uh, ar auzi un urs, e altfel. Sau aud uh, un jder, e altfel. Sau uh, un bursuc, e altfel. Sau uh, o ciută, e altfel. Uh, sau un șoricel din ăsta de pământ, că acolo în liniștea nopți auzi orice. Asta este starea pe care Adam o trăiește din momentul gustării mărului. El începe încet, încet să se piardă pe el, să-și piardă identitatea lui în legătură cu Dumnezeu și începe să piardă orice noțiune și orice coerență în creație. În femeia din lângă el, care nu mai înțelege de ce Doamne mi-ai dat femeia asta lângă mine Îți rușinat total de ea Ca așa e și spune lui Dumnezeu ta tu femeia pe care mi-ai dat-o mie, ea mi-a făcut treaba asta Și femeia trăiește același haos al creației Și același haos interior Ea nu mai știe să se definească în modul de al lui Dumnezeu Nu mai știe care este... Destinația ei, de asemănare cu Dumnezeu, nu mai știe ce înseamnă pentru bărbatul ei, nu-și mai știe denumirea ei, pentru că Adam o denumise în legătură cu Dumnezeu. Iată, aceasta este femeie. Din oasele mele au fost luate ea. Femeie se va numi și va fi mama întregului neam omenesc. Și el nu se mai identifică la modul de mamă. Și ea spune, și nu mai recunoaște nici creația, adică ea trebuia să fie o mamă spirituală și pentru întreaga creație. Și ea nu se mai identifică cu această vocație pe care Dumnezeu i-a dat-o din momentul creării. Și spune, da, Doamne, da, uite creația pe care Tu ai făcut-o.